3-1 pentru echipa mai bună, cel puțin în această primă oră de joc. Stefan Așcovski urmărește faza. Cred că a făcut bine Ionuț Coza, că a lăsat avantaj. Cred că este cartonaș galben, da, pentru Balaur, după faultul asupra lui Golovka la marginea careului. Din nou decizie corectă, pentru că era poziție favorabilă de gol. Și Mitrev faultează. Iată, aici e fault clar. Golovka urmărește, aici nu știu. Dar nu mai contează, pentru că apare Stefan Așcovski la primul gol în România. Fotbalist care în 2017-2018 juca în Liga Secundă din Olanda și marca 12 goluri pentru Fortuna Sittard. Schimbare la voluntari, a ieșit Căpățână și în locul său intră Bela Mărți.